explorați grădina Carpaților. A furat cu domn Băsescu de la altă bâță. Am auzit, dar merit. De ce? Merit, pentru că e scroac. Cum credeți că și-a făcut doamna Elena Udrea avere? Cu ciorditul. Și cu șmecheritul și cu Băsescu. A făcut cu șmecherii, cu cocoș. Ei a fost o pătuchiotă, o țărancă ca și mine. Avem nevoie de adevăr la lumină, dar să știți că țara s-a dus de râpă. Au mâncat carnea, au subt măduva și a rămas decât osul. Reducerea fondului de salarii pentru tot aparatul bugetar din România cu 25%. În ceea ce privește pensiile, o reducere a pensiilor cu 15%. Tot în genți și pantofi s-au dus și banii Elenei Udrea, care, spun acum procurorii, proveneau din șpăgi. Eu am avut șansa să fac deja școala politică a lui Traian Băsescu. Spunea în emisiunea noastră că va face o școală ulterior. Și am învățat că politica este pe voturi. Elena Udrea este bună pentru România. Am văzut cum toți mari bărbați politici ai țării, și nu numai politici, s-au ascuns pe sumese. Dacă vă uitați la Elena Udrea, sigur a fost un pareu câștigat, nu? Avem acum date noi despre prezența la vot, care se anunță un record pentru ultimii 10 ani. Am votat pentru România puternică. Două judecătoare de la Instanța Supremă sunt acuzate că au fost mituite. Procurorii investigează fraude de milioane de euro. Ancheta este extrem de delicată. Sinistru, știu că o să ne vinzi pe toți, doar ca să te scoți și de-aia poți. Ai jeans de bani, ai jeans de bani, jeans de bani, ai jeans de bani. Și anchetat pentru luare de mită, Antonie Solomon a părăsit tabăra lui Traian Băsescu și a ajuns în închisoare, fiind condamnat definitiv pentru 3 ani. În aplauzele noastre, primarul Antonie Solomon! Bine ați venit la primar! Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! La nana că n-am murit, dușmanii au nebunit. Nu mă vedei mort pe mine, că Dumnezeu va mai ține. Bine, bine! Eu mă rog la Dumnezeu să lumineze pe președinte, să-i dea drumul. Numai el poate să-i dea drumul. Becali, la câtă minte are, nu mă surprinde. Becali s-a mândrit an la rând cu relația bună pe care o avea cu președintele Traian Băsescu. Au petrecut împreună, au scandat împreună la meciuri, iar pe plan politic, Becali l-a susținut cu toate forțele pe Băsescu atunci când a fost suspendat prima dată. În ultimii ani, situația s-a schimbat radical. Pu, înapoi a mea satana! La Becali, la câtă minte are, nu mă surprinde. Dacă la început relația dintre președintele Traian Băsescu și Gigi Becali era de aparentă prietenie,
facă mă aia de la Uniunea Europeană dacă văd un președinte pârcios, cesător? Și domnului Traian Băsescu, domnului președinte, îi spun, dacă măcar ai puțină recunoștință, dacă măcar ai puțină dragoste, o picătură într-un ocean, dacă mai ai puțină demnitate, puțină onoare, lasă poporul român în pace! Vă deranjează în vreun fel declarațiile pe care le face domnul Gigi Becali în ultima perioadă, că sunteți în spatele tuturor condamnărilor, dosarilor? La Becali, la câtă minte are, nu mă surprinde. Se transmit probe concludente pe care să le judece cine? Parlamentari, care pot fi șoferi, crescători de oi, sau cu multe alte îndeletniciri. Bune laptele de oaie, toate venele se moaie. Numai una se întărește, care place la neveste. Becali i-a cerut de multe ori grațierea lui Băsescu, dar în zadar. Fie că i-au fost aliați politici sau doar parteneri de discuție, interlopii care s-au afișat lângă Traian Băsescu i-au creat numai scandaluri publice. Aflat în vizită la Băilești în 2009, președintele Traian Băsescu a discutat și cu un afacerist apropiat al lumii interlope din Oltenia, Doru Petrescu, cunoscut și drept Doru Măgaru. A fost cercetat penal pentru ultraj contra bunelor moravuri. În trecut, Petrescu a mai fost cercetat și într-un dosar de evaziune fiscală, însă a primit neînceperea urmăririi penale. Unde au zis de disputele clanurilor, acolo este ceva putred cu conducerea poliției. Nu sunt multe județe în care auzim despre acest lucru, presa sesizează, dar acolo unde auziți despre astfel de dispute, să vă ducă gândul imediat la faptul că ceva este în neregulă în relația poliție cu aceste clanuri. O altă legătură dubioasă și care s-a sfârșit urât a fost relația pe care Traian Băsescu a avut-o cu familia Anghelescu. Relație care ar fi debutat în campania pentru prezidențialele din 2004, campanie la care omul de afaceri Florian Anghelescu ar fi cotizat substanțial. După câștigarea alegerilor din 2004, când Băsescu a ajuns la Cotroceni, soția afaceristului Stana Anghelescu a fost numită consilier de stat. La scurt timp, Anghelescu a fost găsit spânzurat, iar anchetatorii au stabilit că acesta s-a sinucis. Cu toate că are relații apropiate sau chiar de prietenie cu mulți oameni certați cu legea, Traian Băsescu nu ratează nicio ocazie pentru a critica interlopii și corupția din România. Să știți că sunt la stadiul la care nu ezit să vorbesc despre corupție. Da. Asta e problema României. Mult prea mare toleranța față de corupție. Oamenii ăștia nu înțeleg că s-ar putea face infinit mai mult dacă s-ar fura mai puțin. Nu mă impresionează haita. Nu voi face niciun pas înapoi, dimpotrivă. S-ar putea să-mi stabilesc o zi pe săptămână când să fac un buletin al corupției. Numele lui Traian Băsescu a apărut și în unele dosare ale apropiaților săi, oameni pe care i-a susținut să ocupe funcții în stat. În dosarul în care fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar, este trimis în judecată pentru constituire sau sprijinire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani, apărea stenograma discuției dintre Traian Băsescu și Blejnar. Pe Blejnar nu-l cunosc. Nu-l cunosc. Înțeleg că a fost numit, e tehnician, n-a fost în partid, habar n-am de unde vine Blejnar. A fost numit totuși cu sprijin politic al filialei PDL de la Arad. Da, deci nu-l cunosc. De aceea nu mă pot pronunța dacă este un om atins de corupție, dacă nu. Președintele declara că nu îl cunoaște pe Blejnar,
Dar mai mult de atât, Blejnar susține că se cunoaște cu fratele președintelui, iar acesta este un apropiat al socrului său. Asta cu Mircea Băsescu. Da, voia să vrească cu socrul meu, de fapt, și nu lăsam. Sorin Blejnar zice, alo, Mircea Băsescu, da, ce facem cu prietenul meu, întreabă Mircea Băsescu. Cu socrul, adică. Concluzie, Blejnar a făcut evaziune fiscală cu produse petroliere. Dule, vedeți în ce lume trăim? Nu ezit să vorbesc despre corupție. Asta e problema României. Mult prea mare toleranța față de corupție. Numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Avem acum date noi despre prezența la vot, care se anunță un record pentru ultimii 10 ani. Corupția este o amenințare la adresa securității naționale. Punct. Și ca atare, vreau să o tratez. Prea puțin. Noi toți încrezători din nou. Pentru că nu e după ce-ți spun unul. E după cât îndrăznești tu. După câtă pasiune investești în ceea ce crezi. Și pentru că de azi știi ce ai de făcut, o să ne ai și pe noi alături. Ai un an nou nouț în față. Începe! Viste, vitezie! Falzi, mândrie! Dulce rămânie! Asta ce-o doresc!